Mărite popor, stimați cetățeni a acestei țări, vedem că o rânduire crudă și nedreaptă își bate joc de suveran. Cauza constă în noi. Noi îi permitem luxul de a ca acesta să se lăfăiască și să comită fără de legi. Cred că a venit timpul ca noi, cetățenii acestui stat, simpli cetățeni, să ne conjugăm eforturile și împreună să convenim asupra faptului că este strict necesar de a întreprindere unele măsuri pentru a schimba lucrurile spre bine în această țară. Iar o propunere care sper eu că ar fi una națională este faptul că e necesară actualmente să revizuim Constituția. Și nu trebuie să așteptăm că acest lucru îl vor face deputații sau guvernul, care sunt toți subiecți abilitați cu dreptul de inițiativă legislativă. Noi inițiativa trebuie să o luăm în mâinile noastre. Numai uniți noi putem într-adevăr să izbutim, să reușim. Aceasta depinde de noi. Dacă noi nu dorim ca să ne blasteme, deci copiii peste ani, e bine ca să întreprindem unele măsuri să schimbăm lucrurile spre bine în această țară. Ne aducem aminte, în 2015, în Piața Mare a Adunării Naționale, când se vocifera despre faptul că statul este capturat, actualmente că nu o ducem atât de bine, că stăm în baltă, păi spunem, o lume întreagă se uită la noi și zice, păi ce, atât de neputincioși acești moldoveni, e timpul, unire moldoveni, să fim un popor unit, să întreprindem măsurile necesare pentru a schimba lucrurile spre bine. Iată, dacă începem de la legea fundamentală a statului și a societății, noi atunci o putem să punem pe făgașa normalității lucrurile și e necesar să schimbăm lucrurile din temelie. Deci, să facem un sistem electoral, într-adevăr, să fie pe liste deschise, astfel ca să înțelegem că nu va decide șeful de partid, președintele partidului totul, dar va decide finalmente cetățeanul. Iată, acest lucru îl prevedem noi. Mai mult decât atât, noi trebuie să dăm posibilitatea cetățenului să aleagă corpul, nu numai legiuitoresc deputații în așa modalitate, pe liste deschise, deci pe sistem proporțional, dar să dăm posibilitatea să alegem și judecătorii și procurorii. Spunem că justiția este coruptă. Da, cu atât rămânem cu văicăreala. Dacă dorim schimbări cardinale, e necesar într-adevăr să o facem. Și noi am adus cum e posibil aceasta. E cu putință. Mai mult decât atât, noi insistăm asupra faptului ca prim legiuitor în această țară să fie și de iure și de facto recunoscut explicit măria sa poporul, adică la articolul 73 să introducem faptul că dreptul de inițiativă legislativă aparține unui grup de cetățeni a Republicii Moldova cu drept de vot și dreptul de a nu numai de a iniția revizuirea Constituției, dar și de a adopta Constituția și a revizui Constituția aparține poporului și secundum aparține Parlamentului. În concluzie, noi, poporul, vom legifera numai în situațiile in extremis, când trebuie, e necesar, strictă necesitate. Numai atunci vom adopta legi organice, obișnuite, ordinare și vom interveni la modificarea Constituției. Când vom vedea că legiuitorul căruia am delegat noi puterea, o parte din exercitarea puterii, mai corect spus, nu își îndeplinește mandatul, deci conștiincios. Stimați cetățeni, e timpul să ne unim și dacă doriți, într-adevăr, ca împreună să facem ceva, e posibil să modificăm Constituția, de la aceasta se modifică sistemele existente în putrefacție în această țară, se fac schimbări de cadre, se revigorează aspectul unde meritocrația va fi în capul mesii și nu relation connection, care este până în ziua de astăzi. Cu regret, trebuie să spunem că ei sunt cu toții care s-au prindat și au fost la guvernare de circa 28 de ani, sunt o apă și un pământ. Și pentru
a vă convinge de acest fapt, o să vedeți. Eu v-am promis și v-am propus să lecturați un decret a președintelui Republicii Moldova din 2014. Dacă l-am aici, la îndemână, deci e vorba de decretul președintelui Republicii Moldova, așa, cu privire la conferirea unor distincții de stat. Și în acel decret, dumneavoastră o să observați, deci, așa, e vorba de decretul 1253 din 23 iulie 2014, privind conferirea de distincții de stat a unui grup de 50 de demnitari. Acest decret, toți vorbeau în Piața Mare de Onoare Naționale din 2015 că va fi abrogat. Nici până astăzi. Acest decret se referă ordine, deci la pieptul atât al lui Plăhatniuc, cât și celorlalți, care sunt opoziție, care au fost prim-ministri, sunt la guvernare, au fost la guvernare sau sunt deputați în Parlament. Uitați-vă, fără nume odioase, v-am zis un nume și dacă ăla e rău, nu știu de ce, ceilalți care sunt cu mătri și lăturași aici sunt buni. De aia e necesară, într-adevăr, să avem meritocrație aici și nu numai, deci, blaturi, relații, relecții și connection. Să nu facem cumătrismul acesta și nănășismul acesta. Hai să facem, într-adevăr, regulă și ordine această țară. Dacă doriți, e cu putință. Și atunci, în jurul unei idei de modificare a Constituției, noi putem să mergem mai departe, să transpunem în viață. Unire Moldovenii!